Salut Scopo TV, da? Nu ați uitat. Deci la Amestecate. Da, deci da la Amestecate. Deci e 1 iunie, nu? O să vină. Deci spunem, deci da, spunem. Da, spunem, 1 iunie Amestecate. Să mă vine spre 1 iunie așa repede? Nu, să le spunem la mulți ani tuturor copiilor viitori care au fost și care vor fi. Și noi suntem copii, dar voi să ne spunem la mulți ani Sergiu. La mulți ani, Andrei. La mulți ani, Andrei. Și voi, prieteni. Și voi, prieteni, corect. Treabă multă astăzi? Treabă multă. Nu știu dacă e chiar mult așa. Da. E sărbătoare, hai să o lăsăm mai moare așa. Mai subțire de vară. Mai de vară. Da. Dacă tot vorbim despre vară, vorbim și despre faptul că o să vină vara și o să purtăm cercei, dacă vă amintiți, nu noi, fetele, bineînțeles. Ei, putem purta și noi. Da. Știi, mă ierți, în istoria noastră a fost un principe, Petru Cerceu, îi se spunea Petru Cerceu, pentru că avea în ureche o perlă foarte frumoasă, era, dacă nu mă înșel, fiul lui Pătrașcu Vodă și a dormit foarte puțin. Și am citit o carte despre el, frumosul principe Cerceu, și se vorbește despre perla din urechea lui. Da, deci, interesant. Hai să-i dăm drumul, că să n-avem timp. Deci, o bucată de sârmă, care m-a enervat pe mine, nu știu din ce motive, cu ajutorul unui clește, l-am arătat și data trecută, dar vi-l mai arăt o dată, acesta e vinovatul. Se poate crea această formă diformă. Da. Păi diformă vine de la faptul că e în două, astea cum se cheamă, în două coordonate. Că dacă era triformă, dacă era 3D. Păi e și 3D, că mai am un pic în față aici. Dar nu știu dacă se vede. Da. Pe ea voi lucra și sperăm data viitoare să vă arăt ce a ieșit, da? În sensul că vom folosi niște sârmă mai subțire. Da, e sârmă cu badijonat. Da, cu badijonat, da? Andrei, poți să mișc mâna? E în regulă. Bun, asta este o formă. O a doua formă care vă propun este exemplarul numărul 2. Exemplarul numărul 2, fii atent, ar trebui să se miște, dar nu se mișcă foarte bine. Deci este format în două bucăți. Văd. Da? Rămasese niște resturi de... Și noi nu aruncăm nimic, da? Așa. Acesta e iarăși o propunere. Data viitoare se va mișca. Mă gândeam să-i pun aici o perluță, ceva, nu știu dacă se vede. Se pune ceva, să aibă un pic de greutate, probabil că de-aia nu se... Da, deci adăugăm aici. Vedem, nu știu, poate altă formă, altă culoare. Da? Da. Și pentru că mai aveam niște resturi, am mai făcut un model de cercel. De data asta este din 3 bucăți. Dar ce fel de sârmă e asta care e așa albicioasă? Seamănă este sârmă argintată. Da, deci e argintată, dar aia seamănă argintată. Cu cine vorbesc? Unde vorbesc? La modul general, nu contează. Dragii mei, acolo la camera, găsiți pe internet, niciun fel de problemă. Sârmă argintată, asta de exemplu e de 0,8 și vă puteți juca cu ea. Singurul lucru, da, aici vedeți, e din 3, da, am spus. Asta a vrut să fie o bicicletă inițial și până mi-am dat seama că vreau să reprezint pământul cu lună. Dar trebuia să o pun mai sus și atunci am zis, lasă că e bicicletă. Sunt prea mari cele două planete, mă rog, planeta cu satelitul. Depinde de unde privești. Iar distanța dintre ele e prea mică. Da. Depinde de unde privești și din ce nu. Seamănă mai mult cu o bicicletă de contratimp individual. Da. Așa mare luată din față? Nu. Nu. Asta e de-aia din... Așa. Același lucru voi face și cu ea în viitorul foarte apropiat, adică o voi îmbunătăți. Nu uitați un lucru, apropo de acest mod de lucru, cu aceste baze de început pentru cercei, neapărat să le bateți. Nu cu ciocanul. Cu ciocanul, pentru că din două motive. În primul rând, prin presare schimbă dimensiunea, da, și se mișcă, se îndoaie mai greu. Am înțeles. Așa, asta e primul lucru. Al doilea lucru, atunci când este badijonată, da, în sârma respectivă, nefiind cerc,
așa se mai bine și fiind denivelată nu fuge și asta contează. Da. Am mai făcut tot așa că mă jucam, o chestie extrem de simplu, am înduit pur și simplu două sârme, le-am rotit, după care le-am asamblat și a ieșit acest mic element de decor. Acest element de decor seamănă cu un filigram. Nu-i jur, vă rog, că atât de mic e elementul de decor. Uite-te tu la elementul. Așa, acel element de decor care seamănă cu filigramul poate fi adăugat la orice alt model, la un model. Da, nu mai punem una pe alt. Da, am înțeles. Și pentru că sunt un perseverent, m-am apucat și am încercat și se pare că mi-a ieșit. Iarăși este o bază de inel, utilizând două culori, roșu pe partea aceasta și negru pe partea asta. Și de aici se vede, deci este un exercițiu ăsta. Eu în general pe sârmă de cupru fac exerciții. După aceea folosesc sârma asta, pentru că într-un fel sau într-altul este mult mai scumpă decât o sârmă de cupru. Asta este special lăsată pentru badigionare, dar mi se face semn din regie că mi se spune din regie, nu mi se face semn, mi se spune din regie. Să faci atenția, lasă. Așa, vorbesc prea lasă, mult. Da. Așa, bine, ca să terminăm, acesta este cel mai aproape de finalizare, iarăși o propunere de cercel. Da? Da, eu văd frumos, nu știu prietenii noștri ce văd, prietenii, nu știu dacă văd bridele alea care fac legătura între... ceva alb în spate, ai ceva alb la prietenii ăștia. Uite, ia o bucățică de hârtie. Așa se vede mai bine, Andrei? Foarte bine, foarte bine, da? Gata? Nu, no, mai stai, nu mișca, gata, poți să miști așa. Acum, dă hârtia înapoi. Dă hârtia înapoi. Păi cam atâta de început, dacă mai e ceva vă mai arăt la sfârșit că vreau să vă arăt ceva, dar dacă nu o să vă spun numai pe cale verbală. Este întâi va fi mâine, așa, iunie, da. Noi am adus noi, în... Da, o să vorbim puțin pentru tineri, că urmăresc că mai mult tineri ne urmăresc, bine, asta nu înseamnă că e limitativ sau restrictiv. Să te uiți la emisiunea asta. Este declarată, și așa o știm și noi, și de anul ăsta e sărbătoarea națională la nivelul României, ca Ziua Internațională a Copilului. Dar culmea este că nu se sărbătorește decât în vreo 30 de țări. Majoritatea dintre aceste țări făcând parte din vechiul leagăn socialist. Foarte multe alte țări sărbătoresc, cum se cheamă, Ziua Copilului la tot felul de date. Vezi noiembrie, vezi aprilie, până iulie, până decembrie. Ideea este că în fiecare țară se sărbătorește Ziua Copilului și asta plecând de la o conferință din 1925 de la Geneva, la care au participat 54 de state și s-a luat o hotărâre, s-a adoptat o declarație în ce privește Ziua Copilului, iar în 54 parcă s-a făcut recomandarea tuturor țărilor de către UNICEF să sărbătorească ziua. Iar la noi se sărbătorește din 1950 ziua asta a copilului. Este foarte important să înțelegem și să dăm acest sens de acestei zile că se adresează unui segment foarte important, cel mai dinamic segment al populației, pentru că știm cu toții că modificările la copii sunt mult mai rapide decât la noi și comportamental și fizic și mental din punct de vedere al cunoștințelor, acumulări și așa mai departe. Și să tratăm ziua asta ca fiind o zi a bucuriei, a jocului. Chiar dacă unii dintre noi suntem mai maturi, putem să ne simțim mâine mai jucăuși, nu știu. Nu mai joci cu o sârmă, eu mă mai joc cu o bucățică de hârtie, mai vedeți. Deci eu vreau să remarc așa, adică apropo de joc, sigur e o joacă. Într-un fel. Într-un fel. E și productivă, nu, că până la urmă iese ceva. Nu, nu, că iese, poți să, că poți să te joci cum se juca Andrei săptămâna trecută cu chestia aia. Da, dragii mei, stai așa că mi-am adus aminte, stai așa. Că îmi cer scuze. Am promis data trecută că voi încerca să fac gogomâcă. Da, gogomâcă. Ce
ce faci, mă, altă cu gomârla? Da, ia, altă jucărie. Adu încoace să le repet la domnii de aici, că noi suntem în trend, avem tot felul de jucării, așa, bravo. Tu te mai stai. Da. Ei, n-a nimic, e de 1 iunie. E de 1 iunie, e ziua copilului. Pe 2 să nu te mai prinde cu ea, să ne lasă în ochiul păi mult. Păi de fapt nici azi nu putem, că nu e. E, la, e în pregătire, păi nu face da. Repetiții pentru mâine. Mâine să joacă la demonitele, da? Apropo de joc. E problema cu virusul băieți. Da, dar nicio problemă. Știți că de ziua copilului, în general, se mai dădeau și cărți. Da? Da. Înainte foarte multe cărți. Foarte multe cărți. Acum din ce în ce mai puțin. Acum să dau e-book-uri. Am adus în studio o carte recent apărută, undeva în... Vă rog să mă scuzați, suntem în timpul... Da, mulțumesc frumos. Așa. Apărută în mai. Recentă. În mai anul... Așa, de... Mai, Delilah, mai care mai? În ce mai? În mai, mai e. Păi spune în care mai e. 1896, da. 96. Deci, iată, dar e luna mai, e recentă, o nu? O carte de 121 de ani, făcută recent. Este un fel de dicționar explicativ. La azi dimineața a adus-o Mihai de acasă da. să mă enerveze pe mine. Da, da. Și când am văzut-o, am recunoscut imediat că e vorba de o carte veche. Are, dincolo de aspectul dicționar explicativ, are și, să zicem așa, o caracteristică enciclopedică. Adică îți vorbește despre Aristotel, nu doar despre arisca. Cu verbul a risca. Da, da. Despre Aristotel. Da, corect. Îți vorbește și despre Ludovic ca fiind monedă, dar și despre Ludovic ca fiind un lung șir de Ludovici, au fost regii ai Franței. Deci aici e interesant, da, excepțional. Sigur că ea nu poate fi citită decât de către cei care o dețin, dar și eu îi spuneam lui Mihai în cursul dimineții și eu am acasă un dicționar enciclopedic român, mic dicționar enciclopedic român, scris, reeditat în 1971, mult, mult, mult mai recent, dar care tot așa... Dar nu era luna mai. Nu era mai. În orice caz, am avut o surpriză plăcută, da. Când eram student, m-am uitat în micul dicționar enciclopedic pe care l-aveam eu acasă și l-am și acum, profesorul meu de rezistență a materialelor, Gheorghe Buzdugan, era trecut acolo. Da, da, da. Deci m-am simțit și eu într-un fel foarte da. Bine. Și mi-a mai adus o carte, Mihai. Vorbești tu sau vorbești eu despre ea? Nu, eu vreau să spun numai atâta că îmi pare rău de condiția în care se află. La noi, eu cel puțin am găsit, există legătorii de cărți. E păcat de poate, Dumnezeu. Poate, nu știu, că... la tipografie la noi, să mai știe să încerc, facă. O să încerc, da. Da. Și iar cartea este și, iarăși, nu rară, e o carte care a apărut și vreau să vă spun chestia asta și îmi țin foarte mult să amintesc. Să nu uitați că în urmă cu câțiva zeci de ani buni nu exista internet, iar voi, cei care sunteți tineri, nu aveți altă șansă de a obține informații decât într-un singur fel. Fie purtând discuții, asta era cea mai simplă, dar deja la momentul acela exista noțiunea că nu vreau să împărtășesc și ideea interlocutorului, pentru că orice idee este, evident că este subiectivă în momentul în care... Spus ca aprofundarea, nu o faci într-o discuție, exact, o faci cu exact, așa. Și al doilea lucru, cartea. Și din acest motiv, deși erau relativ scumpe, da. Trebuie menționat, da. studenții în primul rând, erau cei care cumpărau cărți și pe care le citeau și le foloseau ca și le foloseau pentru a-și mări bagajul de cunoștințe. Într-o gamă din acest domeniu, acela al îmbunătățirii bagajului de cunoștință, se înscrie și cartea pe care o are Sergiu în mână. Și nu știu dacă poți să le arăți, păi, da, peste pe dos așa. Pe dos așa, cam așa arată. Bine, da. Are paginile neținute, nu e legată. Nu este legată, ea este în întregime, da, însă. Și așa arată. Eu am pus niște semne, dacă am timp să spun câteva lucruri despre niște descoperiri. Autorul da, este, da, după ce spui tu da. Mai multe despre el, eu spun mai atâta, este inginer.
Mă rog, și era inginer era, la 1939. Așa. Ideea este că nu este un istoric. Că aici este partea interesantă. Da. Adică te-ai fi așteptat ca această carte să fi fost concepută și gândită de un istoric. De ce? Are foarte multe date istorice. Dar se pare că inginerul, prin calitatea asta, asta nu înseamnă că istoricii nu sunt ordonați. Nu, nu, nu. Dar se pare că asta a fost marea lui calitate. A fost extrem de ordonat în a găsi o, atâtea informații. O minte analitică... Hai să lăsăm și pe Sergiu să vorbească. Da, eu vreau doar câteva lucruri să spun despre cartea asta. Sigur. De parte de mine, gândul să vă recomand, nici mă gândesc. Pentru că dumneavoastră puteți găsi acum pe internet foarte ușor ce vreți, când a fost descoperit sau când a fost inventat. Asta se numește invențiuni. Invențiuni și descoperiri. E scrisă în 38-39, 1939, și inginerul se numește Ilie Mirea. Invențiuni și descoperiri. Ce vrea să spună lucrul ăsta? Dacă, de exemplu, o chestie, un fenomen, un lucru, o vietate există, dar nu știm noi de ea, înseamnă că o descoperim. Cum a fost descoperit, de exemplu, arhipelagul Noua Zeelandă, de către James Cook. Da, că nu știa nimeni despre că nu știam noi pe aici, știam, până Europa. Ei pe acolo știau despre ei că există. Da, bineînțeles. Da? Bineînțeles. În schimb, a inventa ceva înseamnă să faci motorul cu reacție. Sau să faci mașina cu apă. James Watt, da? Sau să, eu știu, să inventezi bec. Aia sunt invențiuni. Invențiuni, spune în limba aia din perioada interbelică. Invenții spunem noi acum mai ușor. Sigur că așa vreau să mai spun că o parte dintre informațiile care se regăsesc aici și-au mai schimbat sau mai completat. Sigur. Este evident că nu așa, dar exact ceea ce a spus și Sergio, așa este. De fapt, puteți să le regăsiți aproape funcție de domeniu, Wikipedia, da. Pe Wikipedia sau... În funcție de domeniul care vă interesează. Da, pe care vreți să-l vedeți. Dacă e structurată istoricește, da, în două perioade, înainte de era noastră și după era noastră, multă lume folosește înainte de Hristos. După Hristos, noi am învățat când eram copii la școală, în al 31-lea an al domniilor Octavian Augustus la Roma, atunci a fost anul 0, să zicem așa, da, cel care despărțea erele. Acum se spune că este vorba de nașterea lui Hristos, mă rog, fiecare folosește varianta pe care o vrea, niciuna nu-i greșită. Și se vorbește despre descoperiri făcute în perioada anterioară erei noastre, deci înaintea erei noastre, și invenții, da, da. Exact. De exemplu, roata. Se presupune că roata a fost inventată undeva la 4500 înaintea erei noastre. Se presupune, da, nu avem nicio mărturie scrisă. Da, bineînțeles, este evident. Iar în partea a doua, unde deja, dumneavoastră, fac o paranteză, știm cu toții, mai ales prietenii noștri, dar știm și noi ăștia mai mult. În perioada asta, dezvoltarea tehnologiei e atât de rapidă, încât de la 1960, să zicem așa, când 62, 63, când s-a electrificat toată România, și până acum, perioada în care găsești și într-un sătuc de munte un cineva cu un iPhone, s-au întâmplat atât de multe lucruri, grosul descoperirilor și ale invențiunilor, cum zice domnul Mirea în carte, s-au întâmplat după era, adică în era noastră. Descoperirile geografice, mari descoperiri geografice la care au participat Columb, James Cook, că vorbim cu el, Vasco da Gama și alții, până la chestiuni de genul, vorbeam, mașina cu aburul, revoluția industrială, până la urmă. Asta a generat revoluția industrială, mașina cu abur. O mică paranteză, țin de voia, spun. Eu sunt un mare admirator al memoriei împăratului Napoleon. Sau Napoleon Bonaparte, cum este cunoscut el de multă lume, ca generalul Bonaparte. Dar el a făcut și ca împărat foarte multe lucruri bune, dincolo de război. L-a refuzat pe Stevenson când i-a prezentat vapor, i-a propus să echipeze vapoarele cu zbaturi antrenate cu mașină cu aur, l-a refuzat și asta a fost una dintre marile lui erori. El s-a dus în Anglia și a
Și așa au reușit britanicii, dincolo de ce experiența lui, să cucerească și mai tare mările și oceanele lumii. Deci cam asta e. Aici găsiți, de exemplu, când a fost inventată formula Boyle-Mariot, apropo de chimie, când a fost descoperit nu știu al câtelea satelit al USAP-ului. Și toate elementele chimice. Când au fost descoperite, inventate. Telefonul, telegraful, da, tot de invenție, dacă îmi dai voie să trec în păpa. Este de un material refolosibil, da? Este o rochiță, a fost o rochiță. Material. Și e un fel de sămuriță. Nu, este o broderie. O broderie. Ideea este că o decupăm, înainte de o punem într-un amestec din A plus B de rășină epoxidică și obținem un efect extraordinar. O să vă arăt data viitoare. Pentru că nu mai e timp, nu? Ca de obicei, nu? Bineînțeles. Păi, aveam atâtea să vorbim cu giurgiuvenii noștri și cu toți ceilalți, dar în special giurgiuvenilor, tineretului, cei din licee, da? Da. O să începem întâi cu liceele. Deci Mihai a avut o idee. Și să vedem dacă sunteți de acord și noi. Noi vă supunem atenție. El s-a gândit, iar eu totdeauna am știți că sunt de acord, nu ești de acord tot timpul. Asta nu înseamnă, știți că prietenii au o misiune sacră și anume să ajute, să-și acorde consultanță, consiliere. Dar n-au datoria să fie de acord să poată evolua prietenii. Ca să da, nu la contrariu. Deci revenind la ideea lui Mihai, hai să mergem prin școli, prin licee, pe unde? S-a gândit un fel de stativ pe care să poată să expună niște... Un standard de prezentare cu niște obiectele pe care... piese din astea pe care le face el și acolo, mă rog, cine vine să le vadă, putem să mai stăm de vorbă și despre... Deci avem două subiecte de discuții. Unul referitor la handmade și cum se face și întrebări concrete și întrebări amestecate din orice... Și putem amesteca cu orice vreți. Domeniu. Să știți un lucru. Și dacă nu știm, nu ne e rușine că nu știm, și dacă nu știm, măcar am auzit câte ceva despre ceva, având în vedere faptul că avem o vârstă. Și chiar dacă nu știm deloc. Și dacă n-am auzit deloc, de-abia vom fi foarte încântați să aflăm de la voi. Ce să le mai spunem? Să le spunem să aibă o zi frumoasă. Cei care prind un pic de vacanță, sunt unii copii care sunt în sesiune de examene și ăștia sunt mai chinuiți. Dar putem să le spunem la mulți ani? De exemplu, fiică mea... Hai, la mulți ani, la mulți ani! La revedere, la mulți ani! Mulți ani fericiți copii! Să trăiți!